Experiența alăptării a fost pentru mine, am spus și cu alte ocazii, o călătorie din iadul deznădejdii către raiul iubirii și al biruinței. Alăptarea pentru mine înseamnă cel mai bun vaccin ever inventat. Aș spune că este de fapt un vaccin antivaccin. Anticorpii transferați de mame sugarilor prin laptele matern împiedică vaccinurile să funcționeze. Acești anticorpi sunt transferați în primele 24 de ore după naștere și au rolul de a proteja nou-născuții împotriva virusilor pe perioada cât se dezvoltă sistemul lor imunitar. Atâta timp cât corpul nostru a știut să crească un bebeluș în burtică timp de 9 luni, acel corp este perfect capabil să alăpteze, pentru că laptele nu se formează după naștere. Laptele se formează din timpul sarcinii. Și atunci, singura greșeală pe care o fac mamele, nu știu să-și stimuleze lactația din momentul nașterii. Următoarea problemă pe care o avem după această îngorjare fiziologică a sânului, care este denumită popular furia laptelui, da, toată lumea auzi de furia laptelui, ar fi obstrucția de canale. Și repet, alăptatul nu doare. Dacă ai ajuns să te doară, n-ai făcut ceva bine. Dacă n-ai făcut ceva bine, hai să încercăm să remediem ca să nu se agraveze. Și am reușit să duc așa copilul până la 11 luni, când cred că s-a săturat de toți hormonii de stres, de toată adrenalina pe care o transmiteam cu fiecare alăptare. Deci, fiecare punere la sân a copilului meu era o transfuzie de dragoste vinovată. Deci astea sunt standard, cele mai întâlnite poziții. Evident că poți să alăptezi și făcând yoga, poți să alăptezi și stând în cap după aceea. În orice poziție poți să alăptezi. Important este ca prinderea sânului să fie corectă. M-am dus la cutia de lapte praf și am calculat cât zahăr intră în corpul unui bebeluș. Și până la o lună sunt 2 kg de zaharuri. Până la 4 luni sunt 8 kg. În primul an de viață sunt 18 kg. Mereu fac îndemnul la unitate, pentru că și în România avem nevoie de această unitate și de o manifestare a IBFAN-ului la nivel local în România mai dinamică și trebuie să simțim prezența acestei organizații. Ce fel de lapte matern este folosit ca bază de comparație cu laptele praf atunci când aceste companii spun că este aproape identic cu laptele matern? Dacă laptele matern este diferit de la o persoană la alta, în funcție de moștenirea genetică și de nevoile individuale ale fiecărui copil la momentul respectiv, în baza a ce trebuie eu să te cred că ești aproape identic.